Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră minunată. Așa. Și, na, înainte de a începe, v-aș ruga foarte mult să apăsați acel buton de like dacă v-a plăcut și dacă mai vreți episoade, chestii. Și subscribe dacă sunteți noi. O să facem și prietele abonaților, de-abia aștept. Aici presupun că va fi prietele abonaților. Să fac o încăpere, așa, din lemn sau piatră, nu știu, o să vedem. Dar trebuie să iau asta și voi lua off camera și voi face peretele. Oh my god, să nu cad. Deci voi face off camera, voi lua tot. Da, și voi face off camera aici peretele abonaților și poate pe episodul viitor apare peretele abonaților. Deci v-aș ruga să scrieți dacă vreți pe perete chestii. Da. Și după cum vedeți, am făcut ceva off camera, dar nu știu dacă e perfect, dar na. Aici am pus lemn, fiindcă, na, era ciudat să pui sticlă și jos. Aici n-am pus lemn, fiindcă, da. Aici chiar arată ok. Poți să te uiți pe geam. E foarte tare. Aici când vine un zombie și te atacă, spargi geamurile. Misiune imposibilă și te arunci în apă. Da, și îmi pare rău, dar astăzi nu știu. Presupun că voi face și un live, nu știu. Da, dar am fost cam ocupat, chestii, școală, fac. Da, ce să faci? Cât să fă, n-ai cât să fă. Și nu uitați, dacă vreți pe perete să scrieți că vreți sau ceva despre mine frumos, pana mea, nu știu. Și o să punem primul abonat pe perete. Presupun că în viitor, în episodul viitor, când voi face eu peretele abonaților, adică aici, voi lua totul. Da. Și zic că începe casa să arate destul de frumos. Oh my god. Da. Dar nu ne-a ajuns sticla și îmi trebuie nisip să mergem după nisip. Oh my god. Și vreau să spun că porcul ăla a fugit, presupun. A, și să vedeți ce chestie. Mă trezisem la ora 5:30, nu știu de ce, pana mea. Prima dată când mă trezesc la așa oră, pana mea, deci nu mă pot trezi nici la 7:08. Și m-am trezit la 5:30, what the fuck? Și da, n-am mai putut să dorm. Am băut o cafea, ca de obicei. Da, Spider-Boy bea cafea. O să facă cancer. O să facă cancer. Să nu facă niciodată, what the fuck. Nu e frumos. Uite încă un porc, poate e tot acela. Nu știu, acum putem să-l ducem, presupun. Văd că au plantat villagerii. Villagerilor, ce aveți voi aici? Băi. Deci cred că și acum e băguit soarele. S-a băguit soarele, ce ciudat. Haideți villagerilor, plantați-vă. Oh my god, de ce am norocul ăsta să sar drept în apă? De ce, pana mea? Mă duc să le dau sămânța și vor planta ei. Nu mă interesează. Dați-mi. Da, și am avut o zi foarte încărcată, treburi, chestii, oh my god. Da, dar ce să faci? Acum suntem aici. Nu am ce să fac. Când nisip aici. Când nisip aici, am dat de o mină de nisip. Ok, n-am crafting, oh my god, să-mi fac un crafting, așa, trafking, punem acilia, ne spaumăm din el o lopată și dă-i tătucă, dă-i, și da, nu uitați dacă vreți pe perete, oh my god, dacă nisipe, nu, bă, oh my god. Nu, no, acum n-am nici... Oh my fucking Christ. Bun, deci... Nu știu de ce sunt... Oh my god, mă. Autojump. Deci nu știu de ce e nisip sub aceste chestii. Da? Nu am idee de ce. E ciudat. Ai, ok. Wow, deci... Când nisip poate fi sub aceste chestii? Pe bune. Faci profit mare. Și lemn și nisip.
au aceste și semințe. Oh my god, nu! Nu! Stai acolo! Stai acolo, apă! Apă, stai acolo! Ok, am nevoie de acest nisip. What the fuck? Bă, câtă apă e? A, deci acolo se înțeleg că e... E apa. Deci ăsta îl pot lua. Și ăsta la fel. Deci ăla nu-l pot lua. Ăsta îl pot lua. Ah, easy. Easy. Și what the fuck, de ce? Dacă știți voi de ce se află nisipul aici, what the fuck? Eu chiar nu știu. Eu zic că e ciudat să se afle aici, dar na. Na, până la urmă, na. Măcar avem și noi nisip, nu trebuie să plecăm de acasă. Sau ce e ăsta? Stai, nu e nisip, what the fuck. Ok, cred că am strâns destul. Oh, prea bine încă. Ok, bă, sari. Bă, bă. Sari, bă, boss. Unde e acel porc? Porc. Avem nevoie... What? Parcă am văzut porcul, dar na. Na. Iluzie optică. Pam, pam, pam. Și acum urcăm sus. Da, și pe viitor vreau să facem neapărat să punem șine de tren și să mergem cu vagonul sus, să trimitem villager sus. Va fi o chestie destul de faină. Faină chestie. Oh my god. Sorry, boss. Sorry, boss. Bă, dar ce ăștia așa flămând caracterule. Da, și după cum vedeți, e zi foarte, foarte mare în Minecraft. Și n-am... Oh my god, n-am cărbune. Aici era cărbune în colțul ăsta, dar n-am chef să iau. Să sparg totul. Merg să caut cărbune. Oh my god, dar flămând ești, omule. Ah, oh, uite, cărbune în față. Ok. Am găsit cărbune. Yeah. Yeah. Cred că acela e porcul nostru. Nu știu. Poate să fie, poate să nu fie. Nu avem cum să ne dăm seama. Dar e aproape de casă, deci presupun că el e, dar na. Și după cum am spus în episodul trecut, că vreau să găsim un animal puiuț, adică gata, făcut micuț, etică, și acela să fie de companie. Da, și mai am avut și eu o serie mai de mult care mă jucam cu prietenii. Chestii, când eram și eu disperat de Minecraft. Da, sper că nu v-am jignit, dar nu. Eram disperat, pe bune. Dar acum nu prea joc Minecraft. Na, nu-mi place să joc online. Sunt și hackeri și na. Îți strică tot cheful. Mai bine nu joci, pana mea. Sau câteodată merge un lag de n-ai chef să faci nimica. Da, deci pana mea. Mai bine mă fac un suvoreal de ăsta și fac ce vreau. Și nu mă face nimeni, nu mă bate nimeni. Ok, avem aici 64, aici mai punem restul nisipului, îl facem și pe ăsta, o să avem nevoie, și gata. Wow. Și acum să ne distrăm puțin și încheiem episodul. Oh my god, dar ce groaznic arată acolo sus. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Pam, pam, pam. Deci îmi place foarte mult că au adăugat asta cu paturile colorate. Eu zic că e foarte tare. Dar nu înțeleg de ce ți iei damage când cazi de sus. Asta chiar nu înțeleg, pana mea. Wow, dar ce tare se vede casa. Pe bune. Da, și o să iau off-camera tot. But acela e un villager, nu, e un porc. Se iau totul, practic tot de aici până jos. Și am să construiesc ceva cubic, nu știu. Și acolo să punem toți abonații, toți. Unul pe episod. Așa. Deci casa arată genială de aici. Mă gândesc cum o să arate terminată. Ok. Bă, mă arunc. Să mă arunc. Nu știu, nu, că nu am chef să revină apoi, na. Oh, am vrut să sar pe pat, fac. Fac pe pat, vreau să sar. Bă, dacă nu nimeresc patul. Oh! Deci, vedeți, iei demenci. Da, și cred că am dat de asta. Oh, pana mea. N-am nimerit patul, fac. Ok, să mergem să vedem ce mai fac năsoșii noștri ăștia. Năsoșilor. Oh! Cum mai fac în grazi de muriam. 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 De muriam.
Ok, deci să înțeleg că este mai fertil pământul dacă este, what the fuck? Ce asta? Dacă este nisip? What? Da, nu știu ce e asta. Tot nisip e? Sau mi se pare că e altceva? Ok, nu știu chiar ce e asta. Da, hai să-l luăm. Să înțeleg că e mai fertil pământul. Nu? Sau ce naiba? Nu? Deci nu știu ce e asta, pe bune. Știți voi că eu nu știu? Bă. Bă. What the fuck? Oh my fucking Christ. Apa vieții. Că stai naibii de apă. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ok. Chiar nu știu ce sunt blocurile astea. Clai. Stai, ce e la clai? Că știam. Dar nu mai știu, pana mea. Și ce pot fac cu claiul? Nu știu. Ok, oricum aici avem apă infinită. Dacă avem nevoie de apă, dar oricum avem și lac, avem și aceste chestii. Oh my god, trebuie să omor animale. Trebuie să omor animale. Pam, 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 pam. Murit? Unde-i carnea? Carnea, bă! A, practic am luat-o. Ok, nu, văd că nu mai am loc în inventar. Și acești villageri au niște traduri foarte handicapate ca ei. Proaste, etc. Hai să nu vorbesc urât, fiindcă, da, îmi place. Dar îmi place, what the fuck. Cum a sunat asta? Nu-ți lua damage, nu-ți lua damage, nu-ți lua damage. What the fuck, ce prost sunt. Chiar aici era cărbune. What the fuck? What the fuck? Ok, să ne luăm aceste geamuri și să începem să craftăm de astea. Pana mea. Păi, unde-i? Oh, mi-e plin inventarul ăsta. Nu, înapoi. Cobblestone. Ăsta, lemnul ăsta, driftul ăsta. Driftul ăsta, nisipul, ba nu, cobblestone, ba nisip, ok, și poate fac de seară live, nu știu, claiul ăsta, așa, oh my god, și acum să ne punem geamurile, deci sunt curios când o să apară geamurile care le poți colora, adică să pui de totul pe ele, să arate super tare, geniale, geniale. A, și nu o să ajungă, sunt sigur. Sunt sigur că nu o să ajungă. Sau ba? Ba, ajungă. Oh my god. Pam, 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 pam. Pam. Și poate de seară facem un live în care vă povestesc ce am făcut azi, chestii, etc. Uite că au ajuns. Oh, e bine. E bine, bine. Oh my god, tu nu ești bine. Nu ești bine. Nici tu la fel. Nici tu la fel. Da, ok. Deci eu zic că arată super bine. Dar nu știu ce o să pun la tavan. What the fuck aici, de ce n-am pus? Fix două, așa. Easy. Easy man. Easy, easy. Și soarele ăla, what? Deci nu mă mișc deloc, what the fuck? M-am băguit și eu. Deci nu mă mișc deloc. S-a băguit și el. Singur însăși. Pana mea, nu știu. Ok. Să vedem ce putem face pe final de episod. Să fie ceva genial, super, super. Să fie, aha. Să ne pierdem. Fum, 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 fum. Hai să facem un parcurs. Parcurs. De pe ciupercă. De pe pom pe ciupercă. Oh my god, opa. Opa. Și da, mi-e dor să filmez și cu Cătălin, dar na, nu știu. Cătălinga. Nu! Oh, easy! Cătălinga merg 24, dacă nu știți cine e. Să îi accesați canalul. Are și el un canal pe care nu prea postează. Că n-are nici activitatea mare și na. Oh, dar ce tare aici sus. Serios. Serios, îmi place aici sus. Parcă sunt Tarzan. Pe bune, ce tare aici. Ce tare aici. Pam, pam, pam.
Aloha Kabar, pana mea. Oh. Aloha Kabar. Nu știu, păi, cred că aici vom încheia acest episod. Presupun, nu știu, dar cred că da. Sunt convins că da. Oh my god. Păi, ok, cred că cam atât cu acest episod și nu uitați de acel like, de acel subscribe și să spuneți dacă vreți. Oh my god, pe perete. Fiindcă am făcut perete, de fapt nu l-am făcut, what the fuck. N-am făcut peretele abonaților, dar o să-l fac eu off-camera, presupun. Și na, dacă vreți pe perete, scrieți vreau pe perete sau ești cel mai tare. Wow, doi porci. Ești cel mai tare. Wow. Hai să-i facem să se înmulțească. Uite, fiți antenă, se întâmplă miracolul vieții. A ieșit miracolul vieții. Deci vreau să ținem un porc de ăsta. Dar nu vreau să fie așa, vreau să-l fi găsit, nu să-l înmulțim. Fiindcă na, vă dați seama că asta e așa și... Ca și cum, na, na, abandonat să găsim unul singurel, fără masă, fără nimic. Da, și pa, pa, cam atât cu episodul, să nu mai lungim. Pa, pa!